Pască se poate face așa din smântână și iese ca o prăjitură, iese foarte bună. Cum din smântână? Smântâna adunată, sara o leg cu tifon la gură, o pune cu gura în jos în făina de porumb. Îi trage tot zărul din ea, pe urma a doua zi când fac pască, îi pun ou, îi pun griș, le bat bine, bine, bine și bag la cuptor ca oricare pască. Și iese exact ca prăjitură.